să vedem ce spun băieții. Cum ar trebui să arate o fată care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată? Dacă vei rușine în public, trimiteți un SMS. Dacă vreau cu biserică. Frumoasă, ok. Bun, frumoasă. Cât să-ți ia cu asta? Cum? Nu, hai, acum mă duc cel mai serios. Cineva a spus decent. E un răspuns bun. Decent sau nu? E bine? Da? Decent adică, dar haideți să traducem un pic. Decent, ce înseamnă? Mai nou, termenii trebuie definiți. Să nu fie extravagant, în sens. Ok, să nu fie extravagant. Adică, o altă extremă. Extravagant adică... Prea de tot. Prea de tot. Prea de tot. Oricum, că nu e clar până la capăt, da? Da, e sigur că nu e clar. Să fie îmbrăcat, deci, cuvincios. Îmbrăcată, cuvincios. Ok. E bine că e îmbrăcată. Asta vreți fără? Bine. Bun, încă. Păi bun. Da. Amin. Să fie smerită, dar cum? Cum? N-au. Cum vede cu asta? Nu, păi vreau băieți acum să spun. Băieți vorbesc. Hai, băieți. Nu, mă duc seama. Deci, caut o fată care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Ajutați-mă. Deci, vă îmbrăcăminte, mi se pare că îmi dat un indiciu slab. Are frică de Dumnezeu. Ok, frică de Dumnezeu, dar lămuriți-mă, cum? Cum? Prin comportamentul ei. Prin ce se manifestă? Ca să-mi dau seama, pentru că... Bun, gândiți-vă sau încercați să vă gândiți că eu nu sunt... Eu sunt poate nou convertit, care nu cunosc bine termenii ăștia și... Păi hai să îți spun, deci o fată curată, niciodată... Nu, care, nu, care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. O fată care îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă, niciodată nu o să stea într-un cerc de fete care nu îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă. Ok, deci să o caută într-un cerc. Ca excepție, poate să încerce să facă misiune pentru fetele alea. Okay. Ca excepție, deci nu fie, ca regulă. Ok, deci... Ok, încerc să le sistematizez. Deci ar fi o fată care... Adică anturajul ei e unul... Care e un anturaj... Foarte corect și între fete care la tele scaia. Deci o caut înseamnă că caut totuși anturaje bune, nu pe la club și nu în altă parte. Desigur. Da. O fată care face misiune, adică trebuie să mă uit totuși dacă face ceva, lucrează ceva pentru Domnul. Bun, am și un alt indiciu, altceva, încă? Băieți. Înțeleagă. Adică? Hai să definim ce înseamnă o fată înțeleaptă. Cumpătată în ce? În sens, deci, cumpătată când vorbește, cum sunt în corp, cum se interacționează cu orice persoană, deci nu doar cu persoana exterior mai văzut cum o persoană este mai... De exemplu, dacă luăm cumpătare în vorbire, adică cam, cum ar însemna asta, practic? Vorbire de asta. Nu, am înțeles, nu, de ce zic? Pentru că chiar vreau să luăm așa pașii practici, pentru că cred că asta ajută. Eu cred că cine are nevoie de audit ajută. De exemplu, dacă eu înțeleg, cumpătare înseamnă că ce? Să vorbesc, nu, să nu vorbesc mult, să nu vorbesc puțin, să nu vorbesc tare, vorbesc încet, sau... E vegetariană. Cred că de multe ori noi vorbim la general și prea puțin vorbim specific. Eu am răspuns foarte bun, dar acum chiar vreau în seara asta răspunsuri cât mai palpabile, care să știu, exact înțeleg, pentru mine am înțeles ce înseamnă o vorbire cumpătată, sau ce înseamnă, de exemplu, o îmbrăcăminte decentă. Pentru că cunoaștem că unitatea de măsură, vorbind așa, chiar și când e vorba de îmbrăcăminte, poate fi diferită. Pentru cineva decent e una și pentru alta e altceva. Dar, ok, am înțeles că deci o fată cumpătată, înțeleaptă, într-adevăr, e un alt indiciu care corespunde unei fete care îl caută pe Dumnezeu într-o inimă curată. Încă? La serviciile de rugăciune, fie că noapte, fie că de dimineață, sâmbătă dimineața, când are loc sau în alte părți, ea este prezentă. Am înțeles. Deci, îmi place. Ea iubește rugăciunea. Deci, este o fată care iubește adunarea și rugăciunea. Important lucrul ăsta. Desigur. Când vorbim de căutare, îl caută pe Dumnezeu. Deci n-ai cum să spui sau să crezi că îl cauți pe Dumnezeu dacă n-ai timp. Și dacă n-avem timp,